Elvira Șarapatin, președinta femeilor social-democrate realeasă în funcție la finalul evenimentului, a recunoscut că a avut emoții. După munca intensă pe care am avut-o în această funcție de președintă a Organizației Femeilor Social-Democrate și nu spun cu modestie, ci este o realitate, doresc ca în această organizație, ca președintă, să ajut din toate puterile mele, femeile. Femeile PSD Gorj au umplut până la refuz sala de spectacole de la Elvira Godeanu. Toate au avut numai cuvinte de laudă la adresa Elvirei Șarapatin, inclusiv deputatul Camelia Craibani. O cunosc pe doamna Șarapatin de mai multe mandate și am o părere foarte bună despre modul în care organizează activitatea la Organizația Femei PSD Gorj. De aceea nu mă mir că este singura candidată, de altfel toate o susținem, toate suntem de acord cu ce face dânsa la organizație și mă bucur că este multă sănătate și putere de muncă și să nu se schimbe, să rămână la fel de tare cum o știm. Elena Boltărețu, președinta Organizației de Femei APC Gorj, și Mădălina Ciolocoi, șefa Femeilor Liberale din județ, au fost prezente aseară în sală. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ciprian Florescu, a ținut să aprecieze activitatea președintei Elvira Șarapatin din acest mandat. În cazul de față, doamna profesoară Elvira Șarapatin, președinta Organizației Județene de Femei de foarte multă vreme la Partidul Social Democrat, este omul care s-a implicat de fiecare dată, a răspuns de fiecare dată prezent atunci când a fost vorba de activități politice și sigur are și proiecte, sunt convins, pentru viitorul mandat. La final, Elvira Șarapatin a fost realeasă președintă al Organizației de Femei Social-Democrate, filiala județeană Gorj. Alături de Șarapatin au fost alese vicepreședintele organizației și restul biroului de conducere. Invitatul special al conferinței a fost Viorica Dăncilă, vicepreședinte PSD, totodată europarlamentar social-democrat.